Salutare și bine v-am regăsit la Secret Project. Astăzi vom juca World of Tanks. Este un joc de care sunt sigur că a auzit toată lumea din reclamele de pe televizor sau de pe YouTube sau alte site-uri. Da, m-am apucat și acum, de fapt mai multe luni, când am văzut prima reclamă și la o recomandare a unui prieten care juca de mai mult timp și mi-a zis că este foarte frumos locul. Ce foarte frumos, foarte tare. Și m-am apucat, mi-am făcut tank de categoria 10, am auz, deoarece am vrut ce mai bun. Dacă vreți ceva ce se face mai repede, dai mai prost, faceți-vă KV-1 și ISU-7 și toate tâmpenile rusești. Germanii sunt cei mai buni la capitolul tankuri, dar sunt foarte încete. O să fac un gameplay și cu un tank francezesc și unul englezesc, ca să vedeți o diferență. De asemenea, mouse este foarte mare, dar are viață de 3000. Și mai este un tank german E100 care are viață, mi se pare, 2600, cred. Nu mai știu sigur. În fine, dar inamicii sunt în față, așa că să trecem la bătălie. Odată ce trag, reîncarc mai greu ca n-a. Dar dintr-un glonț îi rup. Adică le-au mult la viață, n-am. Rocin. Ah, m-a lovit de asta. Scuze, nu m-a lovit. Ah. Oricum, chiar dacă mă lovești, eu sunt mai boss ca el. Boss cu 2 de săcate, nu înțelegeți greșit. Ăștia ne capturează baza. Nu capturează baza cu steagul alb. Cum era Defend the Base? F4, așa. Uite, foc. Da, toată lumea trage în mine, dar nimeni nu reușește să ne ia la viață. Ceea ce este un avantaj. Aș putea să stau cascut aici, dar nu sunt sclavul nimănui. Hai mă, cum să dau pe lângă. Hai că până se încarcă. Știa să chinui aici să se retragă, da, și eu stau așa. A, l-a murit. Inamie. Mamă, 518 la viață. Bă, ești nebun. A dispărut ăla. Unde? E fu-